Clujul s-a aflat astăzi sub asediul ploilor. Circulația a fost îngreunată, canalizarea nu a făcut față, astfel că centrul municipiului și nu numai a fost inundat de cantitățile mari de apă. Previziunile meteorologilor s-au dovedit cât se poate de reale, astfel că începând cu ora 14, Clujul a fost sub potop. După temperaturile mai ridicate din ultimele zile, locuitorii municipiului Cluj știu că urmează să fie bombardați de ploi și grindină. Doar că furia apelor este tot mai mare și la fiecare ploaie, cursurile de apă se revarsă, făcându-le grave probleme oamenilor care s-au trezit cu locuințele inundate. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru scoaterea apei din subsolurile unor imobile din diverse locații ale municipiului Cluj Poca și Comuna Florești. Până mâine la ora 21 vor fi semnalate averse, descărcări electrice, vijelii și grindină în 35 de județe ale țării.